6. Noi lideri vor fi necesari și în domeniul jurnalismului. Pentru a putea fi conduse eficient, ziarele viitorului trebuie să renunțe la privilegiile speciale respective la subvențiile obținute prin publicitate. Ele trebuie să înceteze să mai fie organe ale propagandei care deservesc exclusiv interesele celor care le patronează sau care le oferă publicitatea. Ziarele care nu publică decât scandaluri și fotografii de ochiate vor sfârși prin a fi respinse de oameni, la fel ca orice altă forță care murdărește mintea umană. Acestea sunt doar câteva din domeniile în care oportunitățile sunt foarte numeroase la ora actuală și în care sunt căutați lideri de tip nou. Lumea trece astăzi printr-un proces foarte rapid de schimbare, de aceea instrumentele prin care sunt promovate schimbările obișnuințelor umane vor trebui să se adapteze la aceste schimbări și mă refer aici mai mult decât la orice altceva la acei oameni care determină trendul civilizației. Când și cum trebuie să aplici pentru opoziție? Informațiile pe care ți le voi prezenta în continuare sunt rezultatul multor ani de experiență în timpul cărora am ajutat mii de oameni să-și valorifice serviciile personale. De aceea poți considera din start că aceste informații sunt deopotrivă corecte și practice. Mișloacele prin care serviciile pot fi valorificate Experiența m-a învățat că principalele mijloace, respectiv cele mai directe și mai eficiente metode de punere în contact a cumpărătorilor și vânzătorilor de servicii personale, sunt 1. Birourile de angajare a Forței de Muncă. Ai grijă să selectezi numai birourile cele mai reputate, a căror conducere îți poate demonstra oricând dorești rezultatele satisfăcătoare obținute până în prezent. Din nefericire, există destul de puține astfel de birouri. 2. Mica publicitate din ziare, reviste și de la radio. Anunțurile de mici dimensiuni sunt de regulă foarte potrivite pentru cei care își caută o poziție salarială obișnuită, în timp ce anunțurile în chenare mare sunt potrivite pentru cei care își caută o poziție de conducere. Aceste anunțuri trebuie pregătite de specialiști care înțeleg cum trebuie prezentate calitățile cerute sau oferite pentru a obține rezultate. 3. Cereri personale de angajare sub formă de scrisori de intenție adresate unor firme particulare sau acelor indivizi care sunt direct interesați de astfel de servicii, precum cele oferite în scrisoarea de intenție. Aceste scrisori trebuie dactilografiate îngrijit și semnate întotdeauna manual. Scrisoarea de intenție trebuie însoțită de un rezumat complet din care să rezulte calificarea celui care face cererea de angajare pentru postul respectiv. Atât scrisoarea de intenție cât și rezumatul experienței sau calificărilor trebuie pregătite de un expert. Vezi în această direcție instrucțiunile referitoare la informațiile care trebuie furnizate. 4. Cererea de angajare făcută prin intermediul unor cunoștințe personale. Dacă este posibil, persoana care dorește să se angajeze ar trebui să apeleze la o cunoștință comună care să-i facă legătura cu patronul sau cu directorul companiei pe care o are în vedere. Această metodă de angajare este extrem de avantajoasă în cazul celor care doresc să se angajeze pe un post de conducere și care nu doresc să treacă prin furcile caudine ale procesului de angajare. 5. Depunerea în persoană a cererii de angajare. În anumite cazuri, cea mai eficientă soluție constă în prezentarea personală a serviciilor oferite angajatorilor potențiali. În acest caz, este util ca persoana care dorește să fie angajată să aibă la ea un rezumat scris al calificărilor sale, dat fiind că angajatorul potențial dorește de regulă să discute cu ea despre acest curriculum vite. Informațiile care trebuie precizate în dosarul personal scris acest dosar trebuie pregătit la fel de meticulos cum își pregătește un avocat pledoaria. Dacă cel care dorește să se angajeze nu are experiență în domeniul întocmirii de astfel de dosare, cel mai bine este să apeleze la un expert. Comercianții de succes preferă întotdeauna să angajeze oameni care înțeleg ce înseamnă arta și psihologia publicității și care știu că. Să își prezinte în forma cuvenită propriile merite. Aceștia vor ști să prezinte mai târziu și calitățile produselor pe care intenționează să le vândă. Iată așadar care sunt informațiile ce trebuie să apară în orice dosar personal, curiculum vite. 1. Informații referitoare la educație. Notează pe scurt, dar cât mai explicit, ce școală ai urmat. Și în ce domenii te-ai specializat, oferind inclusiv motivele pentru care ai ales această specializare. 2. Experiența. Dacă ai acumulat deja experiență în domeniul în care dorești să te angajezi, descrie detaliat această experiență, inclusiv numele și adresele foștilor angajatori. Menționează explicit orice experiență specială pe care ai acumulat-o și care te poate recomanda pentru postul pe care îl soliciți. 3. Referințe. Practic toate companiile doresc să știe cât mai multe despre date referitoare la antecedentele, la experiențele din trecut, etc., ale angajaților potențial care doresc să ocupe poziții de conducere. De aceea atașează la dosar copii după scrisorile care conțin referințe primite de la A. foștii angajatori, B. profesorii cu care ai studiat, C. diferite personalități recunoscute a căror opinie este prețuită de societate. 4. O fotografie personală atașează la dosar o fotografie personală. 5. Precizează postul pe care îl dorești. Evită cererea unui post oarecare și descrie cât mai exact postul anume pe care ți-l dorești. Nu depune niciodată o cerere de angajare într-un post oarecare, căci acest lucru arată că îți lipsesc calificările de specialitate. 6. Descrie calificările pe care le ai și care ar justifica angajarea ta în postul pe care ți-l dorești. Oferă cât mai multe detalii, și explică motivele pentru care crezi că ești calificat pentru acest post. Acesta este cel mai important detaliu al cererii tale de angajare, cel care va determina mai mult decât oricare altul dacă vei primi sau nu postul. 7. Oferă-te să fii angajat de probă. În majoritatea cazurilor, dacă ești ferm hotărât să obții postul pe care ți-l dorești, este foarte eficient să te oferi să lucrezi fără a fi plătit timp de o săptămână, de o lună sau atât timp cât consideră angajatorul necesar pentru a-și face o imagine clară în legătură cu adevărata ta valoare. Poate că această sugestie ți se pare radicală, dar experiența demonstrează că ea conduce, de cele mai multe ori, la succes. Dacă ești absolut sigur de calificările tale, nu mai ai nevoie decât să fii pus la încercare. Printre altele, această ofertă arată cât de multă încredere ai în capacitatea ta de a ocupa postul pe care ți-l dorești. Această atitudine este extrem de convingătoare. De altfel, dacă oferta ta va fi acceptată și vei face față cu brio postului, vei sfârși prin a fi plătit inclusiv pentru perioada de probă. Dacă te decizi să faci acest pas, specifică limpede că oferta ta se bazează pe: A. încrederea ta în capacitatea de a ocupa postul respectiv, B. încrederea ta în faptul că angajatorul potențial va lua decizia să te angajeze definitiv după perioada de probă, C. hotărârea ta fermă de a obține postul respectiv. 8. Cunoașterea afacerii angajatorului potențial Înainte de a face cerere, de a fi angajat, studiază afacerea angajatorului pentru a te familiariza cu ea și indică în dosarul personal tot ce cunoști în acest domeniu de activitate. Acest lucru va face impresia asupra angajatorului, arătându-i că dispui de imaginație și că ești cu adevărat interesat de postul respectiv. Reține, nu avocatul care cunoaște cel mai bine legea va câștiga procesul, ci cel care își pregătește cel mai bine cazul. Dacă îți vei pregăti și dacă îți vei prezenta așa cum trebuie cazul, poți considera că victoria îți va fi pe jumătate asigurată. Nu te teme să îți concepi un dosar personal prea lung. Angajatorii sunt la fel de interesați să cumpere serviciile unor persoane calificate pe cât ești tu să îți găsești o slujbă sigură. De fapt, cei mai eficienți angajatori își datorează succesul capacităților de a-și selecta locotenenți bine calificați. De aceea îi doresc să dispună din start de toate informațiile care le pot sta la dispoziție. Și că un lucru important – Pregătirea cu migala dosarului personal arată că ești o persoană meticuloasă care acordă atenție sarcinilor primite. Personal, am avut clienți pe care i-am ajutat să-și conceapă dosarea atât de bine pusă la punct și de amănunțite încât au fost angajați chiar fără să mai fie chemați la un interviu. Dacă ți-ai completat dosarul, leagă la o legătorie profesională și scrie pe el cât mai artistic un titlu de genul Dosarul calificărilor lui Robert Smith, cerere de angajare pentru poziția de secretar particular al președintelui The Blank Company. Dacă îți prezinți dosarul la mai multe companii, schimbă numele acestora de pe dosarul tău. Această migală va atrage cu siguranță atenția tipărește dosarul cât mai îngrijit cu putință, pe o hârtie de cea mai bună calitate, în mai multe exemplare, dacă dorești să îl prezinți mai multor companii. Lipește-ți fotografia pe una din paginile dosarului. Urmează aceste instrucțiuni ad literam și îmbunătățește-le după cum îți dictează imaginația. Un vânzător de succes își îngrijește cu cea mai mare atenție imaginea. El știe că prima impresie pe care o lasă este întotdeauna de durată. Dosarul tău personal este vânzătorul tău. De aceea, dă-i o înfățișare cât mai frumoasă, astfel încât să iasă în evidență, iar angajatorul potențial să declare că nu a mai văzut niciodată așa ceva. Dacă poziția pe care ți-o dorești merită orice efort, ea va justifica această atenție exagerată. Mai mult, dacă vei reuși să ți vin serviciile personale unui angajator, impresionându-l de la bun început cu personalitatea ta, ai toate șansele să primești un salariu mai mare decât dacă ai fi făcut o cerere de angajare obișnuită. Dacă îți cauți de lucru printr-o agenție de forță de muncă, dă agentului tău copii după acest dosar personal și roagă-l să le folosească pentru a-ți prezenta serviciile oferite. În acest fel vei câștiga atât simpatia agentului cât și pe cea a potențialului angajator. Cum pot obține exact poziția pe care o ai în vedere? În general, oamenii se bucură atunci când pot face munca pentru care sunt cel mai bine calificați. Unui pictor îi place să lucreze cu vopselele, unui meșteșugar cu mâinile, iar unui scriitor îi place să scrie. Chiar și cei care nu au un talent specific au preferințe particulare față de un domeniu sau altul de activitate. Dacă există un domeniu în care americanii excelează, acesta este oferirea celei mai variate game de ocupații, de la lucrul pământului, la activitățile de producție, de marketing și la toate profesiunile posibile. 1. Decide exact ce tip de slujbă îți dorești. Dacă aceasta nu există deja pe piață, o poți eventual crea chiar tu. 2. Alege compania sau individul pentru care dorești să lucrezi. 3. Studiază-ți angajatorul potențial, inclusiv politicile pe care le aplică, personalul pe care îl angajează și șansele de avansare. 4. Analizează talentele și capacitățile și stabilește ce ai de oferit acestui angajator. Planifică-ți metodele și mijloacele prin care ei putea oferi acestuia diferite avantaje, servicii și idei pe care crezi că ei le poți furniza cu succes. 5. Uită de slujbă. Uită de posibilitatea ca firma respectivă să nu facă angajări. Uită de rutina obișnuită de tip, aveți cumva o slujbă pentru mine? Concentrează-te exclusiv asupra serviciilor pe care îi le poți oferi tu angajatorului. 6. Dacă ți-ai stabilit planul, angajează-ți un scriitor profesionist și pune-l pe hârtie într-o manieră cât mai detaliată cu putință. 7. Prezintă acest plan persoanei care dispune de autoritatea de a face angajări. Toate companiile caută oameni care le pot oferi ceva de valoare, indiferent dacă este vorba de idei, servicii sau conexiuni. Fiecare companie își poate permite să angajeze pe cineva care are un plan bine definit de acțiune și care îi poate aduce beneficii considerabile. Chiar dacă metoda oferită mai sus îți va lua câteva zile sau chiar săptămâni în plus, te asigur că diferența de venit și posibilitatea de a avansa mai rapid și de a-ți fi recunoscută valoarea justifică pe deplin acest efort suplimentar. Altfel spus, poți economisi în acest fel ani întregi de muncă grea pe bani puțin. Metoda prezintă numeroase avantaje, principala fiind aceea că îți permite să economisești unul până la cinci ani pentru a-ți atinge țelul stabilit. Toți cei care își încep cariera la jumătatea scării sociale, fără să urce toate treptele acestea, reușesc acest lucru numai prin planificarea atentă a debutului lor, desigur, cu excepția fiului șefului. Noua modalitate de valorificare a serviciilor personale. Slujbele au devenit, la ora actuală, parteneriate. Cei care doresc să-și valorifice în viitor serviciile personale, obținând cele mai mari avantaje în schimbul acestora, trebuie să înceapă prin a recunoaște schimbările uluitoare care s-au produs în relația dintre angajator și angajat. După toate aparențele în viitor, noua regulă care va domina piața produselor și a serviciilor personale va fi regula de aur, nu regula aurului. Relația care se prefigurează în viitorul apropiat între angajator și angajați va fi aceea unui parteneriat din care fac parte a. angajatorul, b. angajatul, c. publicul pe care îl deservesc cei doi. Această nouă modalitate de valorificare a serviciilor personale aduce cu sine foarte multe schimbări. Mai întâi, atât angajatorul cât și angajatul viitorului vor fi considerați colegi, a căror principală sarcină va fi aceea de a servi eficient publicul. În trecut, angajatorii și angajații făceau un fel de barter între ei târguindu-se cât de bine puteau pentru a obține cele mai mari beneficii personale și uitând că în acest fel nu făceau altceva decât să se târguiască în detrimentul celei de-a treia părți implicate, publicul pe care îl deserveau. Recesiunea din care tocmai am ieșit a reprezentat un protest în forța al publicului lezat, ale cărui drepturi au fost călcate în picioare de toți aceia care nu-și doreau altceva decât avantajele și profituri individuale. După ce furtuna stârnită de recesiune se va mai potoli și praful se va mai așeza, iar afacerile își vor regăsi echilibru, atât angajatorii cât și angajații vor fi nevoiți să recunoască faptul că nu mai au privilegiul de a se târgui între ei în detrimentul publicului pe care îl deservesc. Unicul și adevăratul angajator al viitorului va fi publicul, iar toți cei care doresc să își vândă eficient serviciile personale pe piața forței de muncă ar trebui să țină cont de acest lucru. La ora actuală, toate căile ferate din America se află în dificultate. Ne amintim cu toții de acele vreme când, dacă întrebai un funcționar al căilor ferate la ce oră urmează să plece cu tare tren, acesta te trimitea cu aroganță să consulți panoul cu mersul trenurilor în loc să îți răspundă politicos. Companiile de transport în comun au trecut și ele prin mari schimbări.